Bisericile din țară au fost astăzi neîncăpătoare. Mii de enoriași au venit în lăcașurile sfinte să-l cinstească pe Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai cinstiți și memorabili apărători ai Bisericii Ortodoxe. Tot astăzi, peste 70.000 de locuitori ai Moldovei își sărbătoresc onomastica. Pentru enoriași, data de 14 ianuarie înseamnă în primul rând prăznuirea Sfântului Vasile cel Mare, căruia i-au mulțumit prin rugăciune pentru binele pe care l-a făcut oamenilor. Pomenim Sfântul Vasile pentru că Sfântul Vasile a deschis școlile, Sfântul Vasile a deschis spitalurile, Sfântul Vasile s-a rugat pentru toată lumea ca să fie pace pe pământ și să fie lumea sănătoasă și gânditoare la bine, să facă bine. Mulți oameni au venit la biserică să-și pomenească și să-și cinstească apropiații care poartă numele Vasile. În Moldova sunt peste 67 de bărbați cu acest nume și peste 5.000 de femei numite Vasilisa. Я хожу каждое воскресенье обязательно и по праздникам. Сегодня празднуем потому что у меня дядя был, он правда умер, дядя Василий. Будет стол, будет накрыто все, что положено. Честит, sunt de la 6 ani, Dumnezeu să iertă bunelul meu. De când eram mic, sâmbătă duminica plecam cu el la biserică. Când trăiești fără părinți, când trăiești ca de ce te-ai crescut ca un tată, Dumnezeu să-mi dea o șansă. Pentru a asista la slujba de sărbătoare, dar și pentru a petrece timpul cu familia, unii enoriași au făcut cale lungă. Din raionul Ștefan Vodă, satul Volintieri. Noi acolo regulat ne ducem la biserică. După biserică, ducem acasă, stăm la masă. Avem cineva bine, nu? Sunt familia. Avem. Astăzi sărbătorim pe Vasile cel Mare, cel care a fost foarte milostiv în viața lui. Este o sărbătoare foarte frumoasă, dezlegată la toate. Este sărbătoarea și anul nou. Pentru noi anul nou e pe 14. Sfântul Vasile, episcopul Cezarei, este unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe și unul dintre cei mai mari teologi creștini. S-a născut în Pont în jurul anului 329 și a murit în Cezarea în ziua de 1 ianuarie 379.